Bună dimineața! Sunt mare fan cacao proteic. Dar azi o să vă arăt cum fac eu cacao proteic. Mai ales aici în Bali. Pentru că îmi place cocosul foarte mult. După ce beau o nugă de cocos, păstrez nuca și folosesc acest interior. Deci ăsta e practic cocos. Proaspăt, fresh. După care, după ce am pus cocos în blender, neapărat să fie tribulet, altfel nu blenderește cum trebuie. După care avem una bucată, cupă, e adâncă tare punga, că e goală. Una bucată cupă, pudră proteică, aromă de ciocolată. Ciocolată îndulcită cu stevia. Da. Aveți și cod de reducere pentru produsele de la Jim Beam. După care, ce îmi place mie să mai pun, cacao. O lingură de cacao. Numai că la mine se face totul la ochi. Ochiometric. Și aici am maca. Pudră de maca și o linguriță de pudră de maca. Bun. Asta fiind spuse, dacă vreți să mai aveți și ceva deosebit, aici avem cacao în formă de granule. Arată ca ciocolata, doar că e foarte amară. Așa. Dacă nu aveți cocos, probabil nu aveți așa ceva, puteți înlocui cu caju sau cu unt de migdale. Hai să vedem. One eternity later. Fii atent aici, textură nebună. Textură de milkshake. Nebunie. Eu folosesc cacao proteică în loc de cafea proteică, pentru că nu vreau să fiu dependent de cafea, să dau zilnic. Și nu o să intru acum în detaliile astea, dar nu e bine să bei cafea zilnic. Dar dacă vrei să bei cafea, poți adăuga un shot de cafea la combinația asta și o să iasă absolut delicios. Se numește cafea proteică. Sunt două ingrediente secrete pe care nu vi le-am spus. Scorțișoara și sarea. Sarea de mare, absolut delicios. Aceste două ingrediente pentru mine fac o diferență majoră. Scorțișoara și sarea. Bineînțeles, nu foarte multă sare, puțin sărat. Avem poftă.